Pe lângă clasica măsură pentru instalarea ca șef de exploatații, tinerii fermieri vor avea la dispoziție în perioada 2023-2028 încă o intervenție cu o finanțare ceva mai consistentă pe care o va putea accesa. Momentan nu s-a anunțat când va fi lansată această linie de finanțare, însă se știu câteva dintre condițiile generale care trebuie îndeplinite de beneficiari. În primul rând, această intervenție denumită DR12 se adresează fermierilor care au încheiat proiecte pe instalarea tinerilor fermieri în exercițiul financiar precedent. Aceștia vor primi 200.000 de euro pe fermă cu un grad de cofinanțare din fonduri proprii cuprins între 20% și 35%, a precizat consultantul Cosmin Măglaș pentru Agro TV în emisiunea Agricultura la Raport. După ce primește tranșa a doua, va putea să aplice pentru noul program, cu siguranță, pentru că în acel moment se este închis practic proiectul de tânăr fermier. Investițiile în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați are o valoare a sprijinului de maxim 200.000 de euro per proiect, iar costurile eligibile pornesc de la 65% până la 80% în funcție de condiții. Eligibili sunt tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 din PNDR, ceea ce a fost atât în tânărul fermier în perioada 2014-2020, cât și în perioada de tranziție, adică ceea ce a fost depunerea în anul 2021. Condițiile de eligibilitate sunt să figureze în sistemul APIA în anul anterior depunerii cererii de finanțare. Automat, dânsul sau telespectatorul dumneavoastră îndeplinește această condiție, deoarece are de primit tranșa a doua de la 6.1, ceea ce este pozitiv. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 de ASO. Asta înseamnă că deja este îndeplinită, deoarece așa a și participat la concursul tinerii fermieri. Trebuie să dovedească viabilitatea economică a investiției pe baza unei documentații tehnico-economice, ceea ce dorește să facă. Trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției, un lucru foarte important. Investiția va respecta prevederile legale în vigoare, adică să fie legal amplasată, cel puțin la fermele zootehnice, se pune problema în felul acesta. Și ce este foarte important, în urma evaluării ex ante, trebuie să asigure prin investiție posibile economie de apă cu minim 10%. Aici se face o documentație întreagă, aceasta înseamnă documentația tehnico-economică. Investițiile eligibile sunt construcții noi sau modernizări, inclusiv spații protejate pentru culturile agricole, de unde vedem că este automat eligibilă atât construcția solarului, cât și construcțiile noi, dotările și utilitățile necesare desfășurării activității agricole, la fel hala pentru facilitățile de condiționare și depozitare a produselor agricole, investițiile în modernizarea fermelor povicole, deoarece nu am precizat ce fel de fermă are, unitățile de condiționare și depozitare, care pot să fie separate, adică să nu fie doar pentru spațiile protejate, adică nu împreună cu ele, și achiziția de utilaje agricole, remorci, semi-remorci și alte echipamente tehnologice. La fel, se poate dezvolta componenta de marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei.